Primăvara asta. Primăvara, înverzirea naturii și trezirea planetei. În sfârșit e frumos orașul nostru, că iarna e foarte sumbră, adică vezi tot, toate greșelile le vezi. Dar nu ți recomand să treci pe Ion Creangă strada, pentru că acolo e un pic... N-am drum pe acolo, așa că eu văd verdeață, primăvara e frumos. Da, apropo. Dar primăvara, verdețurile sunt la mare căutare și nu vorbim doar despre imagine și frumos, ci și despre vitaminele din farfurie. Da, iar verdețurile abundă de vitamine. Colega noastră, Dumitrița, a făcut o tură la Piața Centrală pentru a afla ce cunoaște lumea despre beneficiile verdețurilor. Dar și prețurile, prețurile! Tarabele de la Piața Centrală sunt pline cu fructe, legume și verdețuri proaspete. Unii comercianți susțin că prețurile sunt mai mici, alții că sunt mai mari. Haideți să vedem împreună în ce preț este ceapa, pătrunjelul și mărarul și ce beneficii au. Pentru ce-s buni verdețuri? Pentru toate. Rucula e pentru sănătate, șpinată pentru sănătate. Salata e pentru sănătate, salata roșie are o lecție de iod întrânsă și foarte bună. S-o mănânce lumea. Salata verde merge pentru imunitate, întărire și vitamina A, B, C. În primul rând pentru sănătate, verdețul. În al doilea rând, dacă faci o mâncare, tot până pui o verdeață, tot n-are gust mâncare. Și la o zamă, la un borș chiar de casă, de țăc. După ce am descoperit câteva dintre beneficiile verdețurilor, să aflăm și care sunt prețurile acestora. O legătură de ceapă sau leurdă costă 5 lei, una de ridichi în jur de 20 de lei, iar un mănunchi de salată verde se vinde cu 10 lei. Cum sunt prețurile comparativ cu anii precedenți? Tot aceleași prețuri. Nu s-au schimbat. Kilogramul ridichi, dacă e proastă, e bun, ajunge la 25-30. Dacă are mi-ai trecut de 2-3 zile, 15 și 10. Pentru jalul l-am luat cu 75 kg. Slab. Prețurile sunt mici, după muncă și după cum a fost carpașica, așa pe ieftină. E 20-30 de lei kilogram, asta numai munca cât face, că o curăț și o pregătești. Verdețurile sunt cele mai căutate în această perioadă. Totuși, vânzătorii se plâng că virusul a cam rărit cumpărătorii, care evită să intre pe teritoriul pieței din cauza aglomerației. Am mai bine, azi noi s-a cam scăzut. Față de anii trecuți, piața e slabă. Da, nu-i lume, lumea se teme de boală, de COVID. Nu, prea, de tot dacă ei măcar și pus o anumit oral, iaca de la ora 7 până la ora 6, dar așa mă sunt bătrâni, nici nu vor să iasă chiar de mult cu boala asta, cu COVID-ul ăsta, și cum prea sunt cumpărători. Cumpărătorii, deși spun că prețurile sunt prea mari, nu ezită să-și facă plinul cu produse bogate în vitamine. Ce ați cumpărat astăzi? Niște pătrânzi de la cumpărat. Cum vă spar prețurile? Nu știu, cam rar vin, eu de tot rar vin. Amoi, mai normal, da, înainte de Paști tare scumpi erau și roșiile și castraveții erau tare scumpi și perii erau tare scumpi. Amoi, văd că e mai jos, că și roșii am luat cu 15 lei. E tot așa cum au fost, așa nu s-o schimbat. 5 lei. Acum piețele din capitală au revenit la programul anterior și activează până la ora 18, iar vânzătorii își așteaptă cu drag clienții.